Pentru că Dumnezeu se odihnește oriunde, oriunde este chemat, oriunde este primit și oriunde oamenii fac voia Lui. Că e spațiu mai mare sau e spațiu mai mic. E o biserică de oraș sau e o biserică de mănăstire sau este o biserică de sat. Prezența Dumnezeului nostru este una smerită și discretă. Și despre aceasta, printre altele, ne-a vorbit și Sfânta Evanghelie de astăzi. Se citește după o veche tradiție, în perioada aceasta, de la praznicul Învierii până la praznicul Rosarilor, din Sfânta Evanghelie după Ioan. S-a început în noaptea de Paști, capitolul 1, și acum, a doua zi, suntem tot în capitolul 1. Dacă am fost cu luarea minte, am aflat despre acel dialog cu Ioan Botezătorul, la care au fost trimiși câțiva farisei, căpetenii, să le întrebe ce-i cu tine, de unde ești tu, cine ești tu până la urmă. Spune-ne că trebuie să dăm răspuns celor care ne-au trimis. Ești tu Ilie, prorocul, cel vestit? Ești tu prorocul, cel care trebuie să-l așteptăm? Ești tu Mesia? Cine ești până la urmă? Și la mărturiță și a spus că nu sunt nici Ilie, nu sunt nici prorocul, sunt cel pe care l-a trimis Dumnezeu ca să-i pregătească calea celui care cu adevărat trebuie să vină Mesia al vostru. Și atunci a fost întrebat: păi atunci, de ce botezi tu, dacă nu ești nici Ilie, nici prorocul, nu ești cineva cu totul deosebit, de ce botezi? Și aici vine un cuvânt al Sfântului Ioan Botezătorul, care a spus așa: eu vă botez cu apă. Și acum a spus câteva lucruri asupra cărora aș vrea, cu mila lui Dumnezeu, să stăruim puțin. Eu vă botez pe voi cu apă, dar în mijlocul vostru, în mijlocul vostru se găsește cineva, se află cineva pe care voi nu-l știți, care vine după mine, dar care mai înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg ureaua încălțămintei. În mijlocul vostru se află cineva pe care voi nu știți. Acestea ar putea să fie, în esență, cuvintele care caracterizează prezența și lucrarea lui Dumnezeu în lumea Lui. Se află în mijlocul nostru și noi nu-L știm. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, așa s-a început pericopa, fragmentul care s-a citit. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Și El nu se arată decât de foarte, de foarte puține ori într-un chip care să-i impresioneze. Am în minte acum, de pildă, momentul când s-a arătat lui Saul, care prigonea pe creștini, pe drumul pe care îl făcea de la Ierusalim la Damas. Și atunci i s-a arătat în lumină, dar în rest, prezența lui Dumnezeu a fost una cât se poate de șteasă, de smerit. Nu a făcut nimic, absolut nimic, cu scopul de a ieși în evidență, de a arăta cine este. I-au cerut minuni, unii și alții. Când a făcut Dumnezeu o minune? Când acea minune era spre binele celui care a cerut. Minune de dragul demonstrației n-a făcut niciodată. Acum câteva zile ați auzit în Săptămâna Sfintelor Pătimiri momentul răstignirii Domnului Iisus. Și după ce a fost răstignit, au venit la dânsul cei care au comandat răstignirea, fariseii, cărturarii, arhierei vechiului legământ și au trecut pe acolo, așa că lângă cruce, și a spus: coboară-te de pe cruce, fă o minune ca să vedem și să credem în tine. N-am făcut nimic. Pentru că Dumnezeu n-a venit să demonstreze ceva.
Dumnezeu își face lucrarea în lumea aceasta într-un mod atât de discret și atât de smerit și atât de șters, încât pe unii și pe nu puțini dintre noi ne confuzează. Dar arată-te, Doamne! Fă ceva! Nu vezi ce face lumea aceasta? S-a îndepărtat de tine. Arată-te că dacă ai venit tu și spune, eu sunt Dumnezeul vostru, eu sunt cel care v-am făcut pe voi, eu sunt ce vă propovăduiesc, atunci lumea ar crede, s-ar întoarce, ar fi în rai pe pământ. A mai fost o mișcare care a vrut să fie pământul ca un paradis, dar nu prea a ieșit. Ei bine, nu face Dumnezeu asta. De ce? Că Dumnezeu nu vrea să constrângă pe nimeni. Aduceți-vă aminte, iarăși, vă rog, de Sfânta Evanghelie, acel episod cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Săracul Lazar, plin de bube, care stătea la poarta casei acestui bogat. Și acest bogat era nemilostiv, nu dorea să se milostivească spre acest sărac. A murit și bogatul, a murit și Lazar. Cum murim și noi, că suntem mari, că suntem mici, tot ne ducem dincolo. Și dincolo, când s-a dus, Lazar a primit răsplată pentru viața lui, nu atât pentru sărăcia lui, ci pentru răbdarea și cu mințenia cu care și-a trăit starea aceasta de sărăcie, că nu sărăcia sau bogăția în sine te face bun sau drept, sau mai puțin bun sau mai puțin drept. Iar bogatul, nemilostivii, cu inima împietrită, s-a dus, o, Doamne, păzește-ne acolo unde este locul oamenilor cu inima împietrită. Și de acolo, din flăcările iadului, a strigat, Avraame, Avraame, în sânul căruia se afla și Lazar, fie-ți milă de mine, trimite o picătură de sânge. Nu se poate. Dacă nu se poate, trimite-l, te rog, măcar pe Lazar. Trimite-l la frații mei care au rămas pe pământ, ca să le spună ce este aici, ca să nu vină și ei în acest loc de închid. Și Avraame a spus, au pe Moise și pe proroci. Au Evanghelia. Au Cuvântul lui Dumnezeu. Au propovăduire. Dacă nu ascultă de lege, de proroci, de Cuvântul lui Dumnezeu, nu vor crede nici dacă o să învie cineva de noi. Dovada că așa este, iarăși, vă duc cu mintea cu o săptămână înapoi. Ce s-a întâmplat în sâmbăta pe care noi numim a lui Lazar, sâmbăta dinainte de plării? L-a înviat Domnul Iisus pe cine? Pe Lazar. Cum era Lazar? Mort. De cât timp era mort? 4 zile. Iertați-mă, în Țara Sfântă nu sunt temperaturile de la noi, în februarie, 4 grade. Acolo sunt 15-20 plus. Cum arată un mort de 4 zile? Și l-a înviat. A ieșit înfășurat în jurul și a înviat. Minune mare! Cine a trimis Dumnezeu în mijlocul nostru? Acesta este Mesia cel vestit. Osana, binecuvântat este Împăratul lui Israel. Ne-a venit Împăratul. Și se așteptau să fie Împăratul și să facă o revoluție, Domnule, că noi cu revoluție nu suntem, să facă o revoluție, să dea deoparte stăpânirea aceasta și să-i stareze și să spune, eu sunt aici cel care conduc. Și nu s-a întâmplat asta. Dacă au văzut că nu s-a întâmplat asta, da, nu avem nevoie de mine. Dar unde ți este minunea? Păi n-a fost acum câteva zile. N-ai văzut pe cineva înviat din morți? Atât de repede ai uitat? Dacă nu ascultă de lege, de proroci, de cuvântul meu, spune Domnul, nu o să creadă nici dacă învie cineva din morți, nici dacă se coboară Dumnezeu din cer, nici dacă vine Dumnezeu aici și se arată în toată slava și splendoarea Lui, atât cât am putea noi ca să primim, ca că ne arate focul dumnezeirii, că spune tot Sfânta Scriptură, nu poate cineva să vadă fața lui Dumnezeu și să rămână viu.
Și vă spun că pe moment mulți dintre noi ne-am entuziasmat, am cădea cu fața la pământ și am rămâne cu atâta. Valul trece imediat. De ce e valul? Ca valul trece. În mijlocul vostru se află acela pe care voi nu știți. Noi poate vrea să fim ca Toma. El a zis, nu cred. Dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor, dacă nu va veni, nu vine El ca să văd eu urmele, să văd eu cu ochii mei, în mâini și în coastă și în picioare, semnul cuilor, nu voi crede. Și Domnul a făcut cogorământ cu Toma. Și cu încă câțiva, dar i-a spus, pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut. Dar fericiți sunt aceia care nu văd și cred. Nu vedem și cred. Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă, îi laudă și nu laudă pe noi, care nu avem nevoie numai decât de ceva atât de palpabil pentru a ne fundamenta credința. Spune pe El, adică pe Hristos, pe Dumnezeu, fără să-L fi văzut, voi îl iubiți. Întru El, deși acum nu-L vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie mare. Acesta este Dumnezeul nostru, frații noștri. Un Dumnezeu discret. Un Dumnezeu delicat, un Dumnezeu care nu forțează libertatea nimănui, care ne invită să-L urmăm, care ne spune ce trebuie să facem și vrea să-L credem pe cuvânt. Nu ne forțează cu nimic. Poate unii ar vrea, fă Doamne ceva ca să te arăți și să mi te arăți, să mi te descoperi. Și Dumnezeu spune, dacă m-aș arăta, ai fi constrâns într-un fel, deci atunci nu ești obligat să crezi. Eu vreau să crezi pentru ceea ce eu îți spun, nu pentru ceea ce vezi tu cu adevărat. Uneori e chinuitor, eu știu asta. E greu. E greu să trăiești în starea aceasta în care crezi, după aceea se întâmplă lucruri în viața ta, în viața lumii, auzi în stânga și în dreapta câte ceva care s-ar putea să ți se clatine, de unde să vină o clătinare a credinței tale. De ce dumneavoastră vă simțiți bine în prezența acolo, în locul, în prezența unde este lăudat Dumnezeu? De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează, pentru că nu când spune preotul, când spune arhiereul, pace tuturor. Și dumneavoastră vă deschideți inimii. Se primește pacea așa. Gândurile se mai controlez, problemele, tot alea sunt. Se mai așează, sunt mai domoare. Așa vrea Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Dacă nu ne simțim confortabil, să strigăm la El. Strigăm, Doamne, fă ceva, spune-mi ceva, arată-mi de cumva. Și de va crede că și Dumnezeu e liber. De va crede Dumnezeu să ne dea vreun semn al prezenței sale, ne-l va da. De nu va crede, nu ne-l va da. Doar cu atât mai mare va fi răsplata credinței noastre în acele momente. Pentru că spune tot Sfântul Apostol Petru. Continuă în versetul acesta pe care îl reiau. E minunat. Pe El, fără să fi văzut, îl iubiți. Și întru El, deși acum nu vedeți, voi credeți. Și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită, dobândind răsplata credinței voastre, mântuirea spune. Da și când ne se va arăta. Da și când dincolo se vor descoperi toate. Dar și când vom revedea toată viața noastră, absolut toată viața noastră,
Și în câte momente a fost Dumnezeu prezent alături de noi și noi nu l-am văzut și nu l-am simțit, dar El a fost. Mi-aduc aminte de o pildă, dar are adevărul inclus în nucleul acestei povestiri. A trecut un om prin viața aceasta și împreună cu Îngerul lui Păzitor și a revăzut tot parcursul acesta pământesc. Dar era închipuit acest parcurs ca un drum pe malul unei mări, deci unde era nisip. Și erau dintr-o etapă așa, diferite dimensiuni ale parcursului, erau două perechi de urme de picioare. Dar din anumit moment era doar o singură urmă, o singură pereche de urmă de picioare. Și el, omul, a zis, vezi, Sfinte Înger, când mi-a fost mai greu, m-ai părăsit, m-ai lăsat să mă duc singur. Și el a spus, nu. Atunci te-am luat eu în brațe. Nu erau urmele omului, ci erau urmele Îngerului. Din câte ne-a scos pe noi Dumnezeu și noi încă nu știm. Cum lucrează Dumnezeu în viața noastră, dar e atât de discret și atât de delicat. Dar tocmai în asta stă credința. Nu te vedem, Doamne. N-avem răspuns la întrebările pe care ne le punem. De ce trebuie să moară copilul ăla care are 2 ani, mai o 2 luni? De ce trebuie să nu se bucure frații noștri de dincolo și ei de sărbătoarea Sfintei Învieri? N-ai putea tu să vii și să le luminezi mințile conducătorilor acestora, să se gândească și la noi ăștia mai de jos, mai mici, nu doar ei, acolo la nivel înalt, să stabilească soarta acestei lumi? Că doar știți că la Iarna, cum s-a stabilit, a cui este țara asta și țara cealaltă. Pe un șervețel din restaurant, acolo au notat cam cum ar trebui să fie. Și Dumnezeu spune, lasă să creadă că sunt stăpânitor, lasă să creadă că sunt mari și tari. Eu am multe de făcut. O, Doamne, dă-ne, nu știm ce să cerem, să te arăți, să ne dai un semn. Atunci când suntem în slujba pe proastă, e probabil ca să ne dai un semn. Până atunci, sau cum te crede tu, fă tu, cum știi tu. Dar noi credem în cuvântul tău, că așa ne-a spus Sfântul Ioan Botezătorul, că în mijlocul vostru se află cel pe care voi nu-l vedeți, nu-l știți, poate nici nu-l simțiți. Dar cu toate acestea, într-o încăpățânare duhovnicească, noi ne ținem de Tine, Doamne, că afară de Tine, unde să ne ducem? Și asta este nu doar ca să ne amăgim pe noi înșine, nu doar așa ca să ne dăm o tărie lăuntrică ca să putem să depășim, nu, că atunci am trăit niciuna. Credem în Tine, Doamne, și nădăjduim. Nădăjduim că atunci când se va termina periplul acestei vieți, Tu ne vei descoperi ceea ce noi n-am putut să înțelegem aici pe pământ. Dar poate nici asta nu-i nevoie să știi. Că atunci când te întâlnești cu cineva drag, cu cineva pe care îl iubești, n-ai nevoie de cuvinte, n-ai nevoie de explicații. Nu trebuie să-ți povestească ce a făcut, dar de ce a făcut așa, crezi în el. Noastră, aveți nevoie, care sunteți căsătoriți, aveți nevoie când vine soția să vă dea raportul tot ce a făcut în ziua respectivă, ca să credeți pe cuvânt? Trebuie să vă facă notă de fundamentare ca să spună ce-a făcut. Dacă iubești pe cineva, crezi pe cuvânt, că ține la tine. Cu atât mai mult Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nici nu judecă pe omul. Noi vom fi aceia care ne vom judeca pe noi. Cărțile conștiinței noastre se vor deschide. Și cum mi-a spus și chei cu asta, am spus și ieri și mi-a venit gândul acesta în ultimul timp. Dumnezeu e atât de milostiv, mai ales în zilele noastre, atât de grele și încercate și care a trăit creștinește, nu e ușor, e imposibil acum. Încât Dumnezeu nu știe ce să mai facă să ne atragă la El
Și în zilele noastre, numai cine nu vrea cu adevărat, nu vrea să se îndărădicește, nu poate să se mântuiască. În rest, mântuirea pentru toți este posibilă. Schimbă ceva cu acolo în inima ta, întoarce-ți inima ta către Dumnezeu și să vezi ce vine din partea Lui. Iar timpul, Doamne, când trecem de lumea aceasta, să se împlinească și cu noi cuvântul pe care l-ai spus Tu prin Sfântul Apostol Pavel. Cele ce ochiul nu le-a văzut, cele ce urechile nu le-au auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a pregătit Dumnezeu celor ce iubesc pe El și păzesc cuvintele Lui. Amin. Hristos a înviat! Amen.
viața, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Mierirea noastră s-o pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa. Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe toți ostenitorii, miluitorii, binecuvântătorii și închinătorii ei, să-I pomenească Domnul Dumnezeu. Pe armata țării cea de Hristos iubitoare, să-I pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Pe frații noștri, arhierei, romonani, preoți, rodiaconi, diaconi, monași, monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cei nu monahal, să-I pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Arhieria voastră s-o pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Oh,
și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu Sfântului Duh, acum și pururea.